Certificatul verde cu două doze expiră pe 1 februarie. Dacă vrei să circuli liber în Uniunea Europeană, trebuie să-ți faci și boosterul, dacă au trecut mai mult de 9 luni de la rapel. Guvernul va lua această decizie pentru a pune în acord de legislație cu o directivă a Comisiei Europene. Deciziile vor fi luate în funcție de contextul epidemiologic de către CNSU și, bineînțeles, ele vor fi aprobate prin hotărârea Guvernului României, dar asta nu are nicio legătură cu această obligație pe care o are țara noastră de a se alinia la nivel european în ceea ce privește valabilitatea certificatului legat de vaccinarea cu completă sau vaccinarea cu o doză suplimentară la un interval de maxim 9 luni.